Merg aproape zilnic la muncă, se antrenează la o sală de forță, ascultă muzică hip-hop și sunt deseori la curent cu schimbările care au loc în țara noastră. Așa arată portretul multor români de rând, însă cei despre care vorbim acum nu se mai pot bucura de toate drepturile pe care ar trebui să le aibă o persoană liberă. Conform hotnews.ro, ei au de executat pedepse grele, pentru că și-au ascultat instinctele criminale în trecut. Sac buni în spatele gratilor unde au început să trăiască o nouă viață, în multe cazuri total diferită de cea pe care ar fi dus-o probabil în libertate. Acesta este cazul deținuților de la penitenciarul de maximă siguranță din județul Galați, unul dintre penitenciarele soft din țara noastră. Majoritatea celor care au fost pedepsiți să trăiască în spatele gratilor pentru crime, trafic de persoane și chiar tâlhărie, par să trăiască acum într-o altă lume. Este o lume care începe să-și arate colții imediat ce treci de gardianul care trântește porțile, ce te desparte libertate și în care trebuie să execuți numai ordinele altora. Aici nimeni nu mai este liber. Chiar acest cuvânt, libertate, îi bântuie zi de zi și noapte de noapte pe mulți condamnați, care pentru a avea ceea ce le ște cel mai mult, ajung să se exteriorizeze prin diverse activități. Se drogează, se automutilează, își decorează tot corpul cu tatuaje și deseori îi umilesc pe cei care nu s-au adaptat încă la noua viață din spatele gratilor. Peste un an de zile, toți acești condamnați vor deveni cetățenii unei țări conduse de concurență și reguli mai stricte. Șansele lor de a-și reface viața după liberare și de a se reintegra în societate nu vor mai depinde atunci numai de cuvântul libertate, și de termenele precum voință, ambiție și mai ales legalitate. Drama de afară, tați condamnați la emigrare și mame la produs în Italia. Primul test pe care trebuie să-l treacă infractorii la scurt timp după ce au fost condamnați vine chiar din partea familiei lor. După cum se știe, multe familii au obiceiul să-și părăsească rudele care au comis diverse ilegalități pentru că nu doresc să aibă parte de un renume trist în societate. Spre exemplu, mulți tineri se trezesc renegați de părinți și părăsiți de soții sau iubite. Dacă au copii, ajung în situația ca după liberare să-și caute urmașii prin centrele de plasament. Perioada maximă până la care rezistă o soție sau o iubită care în vremurile bune se declara fidelă pare a fi de un an. Am un copil care e crescut acum de mama mea. Mama lui l-a părăsit la un an după ce am ajuns aici. A zis că mă așteaptă, dar s-a recăsătorit cu un alt băiat, ieșit din Părnaie. L-a lăsat și pe el în străinătate acum. A plecat în Italia la produs. Spune cu o oarecare amărăciune deținutul Vitali Pascan. Interesant este însă cazul unei deținute din Galați, mai tuciurii care a făcut orice a stat în putere pentru a nu fi părăsită și ea de iubit, după încarcerare. Aceasta a încercat să fure banii unui bărbat din Galați și a fost condamnată pentru tâlhărie. Însă la poliție tânăra l-a denunțat și pe iubitul ei, care se pare că nu a avut nicio implicare directă. Am zis că a fost și el cu mine pentru că altfel m-ar fi părăsit imediat ce aș fi ajuns la pușcărie. Acum ar fi avut probabil și vreo patru copii, așa că am zis să meargă cu mine și vom ieși împreună din pușcărie. L-am tras și pe el după mine, dar nu pentru tâlhărie, cum zic polițiștii, pentru o mică japcă, povestește tânăra care a învățat să scrie și să citească de când se află în detenție. Probleme există și în familiile deținuților care nu au fost încă renegați de familiile lor. Un deținut condamnat pentru omor și tâlhărie, infracțiuni comise în Serbia, susține că a fost condamnat pe nedrept. Acest are doi copii, dar niciunul nu știe de peripețiile tatălui lor. Amândoi știu că unul dintre părinți este plecat pentru mai mult timp în străinătate, dar în mod sigur că povestea cu emigranți nu va ține la nesfârșit, relatează hot